Este o boală care nu ocolește pe nimeni, așa sună mesajul cântăreței Irina Login, infectată cu SARS-CoV-2 și tratată în spital câteva zile alături de alți trei membri ai familiei. Între timp, în lumea sportivă se anunță zilnic noi confirmări. Fostul mare internațional Gica Popescu și el pozitiv a fost internat cu pneumonie după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit. Iar la FCSB, antrenorul și șapte membri ai stafului tehnic au primit astăzi vestea că au luat boala. La fel și Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova. În stare gravă la terapie intensivă a ajuns inclusiv finanțatorul acestei echipe. La 83 de ani, Irina Login a luat o pauză forțată de la viața publică. Testele pentru coronavirus au ieșit pozitive, acum două săptămâni, atât pentru ea, cât și pentru soțul Fiul și Nora Artistei. Da Sub tratament medicamentos în spital, starea artistei a rămas sub control. Azi a mărturisit că se simte bine, dar că dorește discreție în perioada de convalescență. Și Gică Popescu a ajuns la spitalul Matei Balș după câteva zile de izolare fără simptome. A decis să rămână internat după ce radiografiile au arătat că infecția a ajuns în plămâni. Mihai Rotaru, patronul echipei Universitatea, a fost internat la Craiova la terapie intensivă în stare gravă. Abia azi a început să comunice și a anunțat că se simte mai bine. Și Sorin Cârțu, fost a a Naționalei e pozitiv, dar asimptomatic. La FCSB, șapte angajați, adică aproape tot staful tehnic, inclusiv antrenorul principal și preparatorul fizic, au fost confirmați cu COVID astăzi. Mihai Stoica, mâna dreaptă a lui Gigi Becali, este și el infectat. Aceste situații, apărute în rândul unor oameni de sport, obișnuiți teoretic cu respectarea unor condiții și reguli stricte, ridică problema riscurilor pentru viitorii sportivi abia reveniți la școală. În condițiile în care aici am cămin, cantină, sport, e de ajuns și la 900 de elevi nu avem niciun caz cred că nu a fost destul de precauți. Imaginați-vă ce ar însemna apariția unui focar într-o pepinieră de sportivi, cum este acest liceu de profil în care sunt peste 900 de elevi, dintre care 200 de fotbaliști. Abia acum o lună de zile, Ministerul Educației a permis reluarea antrenamentelor, transformând însă un sport de echipă într-unul individual. Fotbaliștii au voie să se pregătească doar separat pe trasee clar delimitate și supravegheați de antrenor. Nu au voie nici măcar să dea mingea de la unul la celălalt și cu atât mai puțin să se atingă unul pe Altul. Cele mai recente cifre comunicate pentru România pentru 24 de ore arată 1111 noi teste pozitive pentru noul virus și 51 de decese. 460 de pacienți sunt internați la reanimare. Urmărește cele mai tari show integral pe ProTV+.